Spuneți-mi un pic, vorbiți-mi despre scenele pe care ați cântat și despre rolurile pe care le-ați făcut. Roluri foarte multe. Am început aici, în România, v-am zis, am cântat cu Nae Roman, cu mai era un care cânta și romanțe, cu Dorin Teodorescu, cu Ludovic Spis, cu maestru Herle, în Nunta lui Figaro și Rigoletto am cântat Sparafucile, cu Ohanesian, cu maestru Ohanesian, cu doamna Eugenia Moldoveanu, când eram mic și făceam doctorul și dânsa era Violeta Varelin Traviata, cu doamna Slătinaru Nistor, cu Lucia Țibuleac în Nabucco, cu, nu știu, sunt foarte mulți din timpul ăla, cu Valentin Teodorian, cu Constantin Gabor, care atunci când am debutat în rolul lui Basilio, dânsul era Bartolo, eu tremuram din toate încheieturile și dânsul trebuia să stea pe scaun și eu să cânt aria Calomniei. Și când m-a văzut cum tremur, adică s-a dat seama ce stare mă aflu, s-a întors cu spatele la public. Deci s-a ridicat după locul dânsului, s-a întors cu spatele la public și cu fața la mine și hai Ioane că tu poți să cânți asta. Te-am auzit Ioane, stai liniștit. Și mi-a dat o siguranță și o liniște de care aveam nevoie. Același lucru s-a întâmplat în Flautul fermecat când am cântat Zarastru. Și Pamina era Elena Simionescu, doamna Elena Simionescu. Niște oameni deosebiți și dâns, eu îi cântam dânsei ridică-te că nu știu ce și nu știu cum toată și dânsa se ridică și spune liniștește-te, respiră, da? Zice respiră, stai liniștit și adică niște oameni care oameni buni, oameni corecți, cinstiți, care nu se gândesc numai eu să fiu bun, care contribuie la să ridici un tânăr, să-l și maestru Vasile Martinoiu, tot așa am cântat și cu dânsul, tot Figaro, tot în Bărbierul, tot în, adică oameni importanți, oameni mari ai timpului. Domnul Grigorescu, vreau să vă întreb, dintre rolurile acestea pe care le-ați făcut, este o întrebare care se obișnuiește în astfel de interviuri, dar eu vă întreb și din curiozitate personală, care v-a fost cel mai drag? Nu pot să mă opresc la unul. Ce mi-a plăcut foarte mult au fost tot ce este Verdi. Mă opresc la compozitori. Pentru că este mult și roluri mari și roluri mici și cel mai mult și cel mai mult compozitorul meu, adică compozitorul care m-a impresionat și care mă impresionează în continuare, este Verdi. Verdi a rămas. După aia sunt Wagner, de exemplu. Nu mi-a plăcut, este greu, cu toate că am făcut Parsifal și în Parsifal un rol mic în ultimul timp, dar adică destul de mic. Mic nu, dar mediu. Dar de mare efect și adică am avut succes cu el, am făcut o impresie foarte bună. Cu toate că erau roluri medii, dar recunoscute de ziariști care scriau mai bine și mai mult despre mine sau despre cum am evoluat sau cum am fost rolul, decât despre rolurile mari. Și acolo, apropo de tenor, și acolo s-a făcut o greșeală, în Rigoletto. Eu am cântat normal Sparafucile și un ziarist în critică a scris că Ion Grigorescu în rolul ducelui a fost n-a satisfăcut, n-a cântat, are, și rolul ducelui era tenorul și eu basul. Deci eu fusesem Sparafucile care, adică și acolo fac oamenii greșeli, lipsă de profesionalism, lipsă de interes sau scriu după ureche,
fac o critică la un spectacol pe care nu l-au văzut. Asta vreau să vă întreb. A fost prezent la spectacol? Aveți cunoștință? Nu știu. În orice caz, am telefonat acolo, m-am dus la teatru imediat, le-am arătat și oh, cum e posibil? Au dat telefon de la teatru și imediat au dat o dezmințire, dar este vorba că se fac greșeli. Tenor, bas, așa. Da, tot cântăresc. V-am zis că așa am primit informația și merg la sigur. Da. Recunosc, este... a fost așa. A fost la noi, vezi, da, așa. Da. Și din dorința, pentru că mi-am dorit și colegii au fost absolut convinși că povestea dumneavoastră este spectaculoasă și este cu siguranță pe primă linie pentru emisiunea noastră. Și chiar este, nu... Mă bucur. Acolo mi-a fost foarte greu, ca oriunde, ca orice început. Greu mi-a fost și la operetă când am început, greu mi-a fost și la Craiova, a fost încă un început, greu mi-a fost și la operă, un alt început, greu mi-a fost și acolo. Nu am cunoscut limba, nu cunoșteam limba, nu cunoșteam decât pe Ileana, nici, nu știam nici... Danke, bitte, astea auzisem, dar nu știam să le folosesc. Acolo a fost un început, un început, un început. Eu am zis că după accidentul care l-am avut și faptul că am scăpat cu viață, că dacă nu mă găseau, nu aveam nicio șansă. Am avut șansa să mă audă cineva, să spună mai departe și să fiu într-o țară unde oamenii să fie interesați pentru cineva care are nevoie de ajutor. N-au știut niciodată cine sunt, n-au avut nicio... Statul au plătit pentru mine toată spitalizarea și tot. Și acolo am pierdut și eu, ce am vrut să spun. Și a fost un nou început. Începutul, și de asta spunem noi, că mai m-am născut odată. Eu am mai început viața încă o dată, viața mea lângă Ileana. Din fericire a fost ea, viața pur, adică orice început este greu, mă repet, dar evoluția a fost nu așa cum am așteptat, mult, mult, mult mai sus decât m-am așteptat. Ea a fost cea care tot timpul m-a încurajat, tot timpul mi-a spus că îți iese rolul, că poți să cânti. Nu pot să spun cum îmi spune când îmi spune mie direct între patru ochi. Nu, mai bine să nu știe nimeni. Am decât înțeles eu. Mesajul. Da, da. Folosește cuvinte dure și care mă stimulează, care îmi fac bine. Și tot timpul mi-a spus că se poate, m-a convins că se poate. A imprimat, mi-a dovedit că se poate, am auzit, am văzut, am primit după spectacole și după tot mulțumirea cronicilor sau a regizorilor, a directorilor care recunoșteau că a fost ceva deosebit, care a dirijorilor și la fiecare teatru a fost iar un început, începuturi mai mici, dar începutul mare, a doua etapă a vieții mele sau când am început din nou viața, a fost acolo. Și ușor, ușor am reușit să avem ce nu aș fi crezut că o să pot să realizez și pe plan profesional și pe plan material și tot, adică mulțumirea e deplină. Acum, ieșind la pensie și întorcându-mă acasă, pentru că tot timpul m-am gândit la familie, cum am spus mai devreme, mă gândeam la liniștea de acasă, la frumusețea sărbătorilor în familie, la liniștea, la zăpada care în România este și acolo nu este, la limba pe care o auzi, chiar dacă nu totdeauna îți convine ce auzi, dar auzi în limba ta, pe limba ta, cum se spun. Cum ați ales locul acesta? Întâmplarea, soarta, v-am zis, nu există nimic, nimic, nu e nimic întâmplător, totul este organic, este de undeva. Nu sunt un mare, sunt fiu de preot, sunt nepot, strănepot și strănepot de preot, dar
nu spun că nu cred în Dumnezeu, nu spun că nu am credință, dar, cum zicea tata, nu sunt habotnic, nu sunt, dar sunt convins că există cineva, poate că ai noștri, poate că cineva de acolo ne dirigează, ne ajută să ne atingem, să, dacă vrem, dacă noi suntem de acord și dacă noi acceptăm ajutorul ăsta, îl primim, dar trebuie să profităm de ajutor și totul a fost o întâmplare, dar o întâmplare planificată. Ați spus că 7 generații în urmă, da, au fost preoți. Da. V-ați gândit vreodată să urmați această cale profesională sau așa interioară, dacă v-ați spus? Felul meu de a cânta, felul meu de a interpreta rolurile și tot ce fac, unde se potrivește, de-aia îmi place și Verdi foarte mult, pentru că este o muzică, este o melodie multă, este căldură, este o multitudine de sentimente, de trăiri într-o operă de Verdi. Sunt și în altele, Mozart, de exemplu, e puțin mai vesel, Wagner e mai trist, Schubert e puțin mai... Dar Verdi, îmi place mie că este profund. Și dacă l-ai înțeles, poți să cânți. Adică poți să te exteriorizezi. Și mi-a plăcut totdeauna muzica bisericească. Mi-a plăcut pentru căldură, pentru rezonanța aparte care este în biserici. De fiecare dată când am avut ocazia, am cântat în biserică. Și mai ales unde am întâlnit și oameni plăcuți, preoți plăcuți, am cântat și am vrut să fiu preot. Tatăl meu nu a fost de acord, cu toate că ar fi fost datoria dânsului să-și facă unul dintre fii preoți. Fratele meu era total afon, nu știu cum a reușit, că mama cânta, tata cânta, bunici și bunica, toți cântau, dar numai el săracul a fost afon. Și ar fi cântat cu multă plăcere, dar opream, îl lăsam, numai tu, mai cântează, cânti după ce termină noi. Și am vrut să mă fac preot, dar tata nu a fost de acord, pentru că a zis că în perioada aceea, sau cum a fost, el a avut o viață destul de zbuciumată și era un om care nu arăta ce simte, încerca să țină pentru dânsul. Și era deranjat de comportamentul celor din jur, al tinerilor de obicei, care erau educați așa, atei, toți erau atei. Toți îi înjurau pe preoți, toți Dumnezei și Hristos și toate astea era la mod atunci. Și mai era o modă, se țineau de nasture când se întâlneau cu preoți sau scuipau sau nu știu ce mai erau. Și tata zice, dar nu trebuie, ce, lasă că nu ai nevoie, am suportat eu destul asta, tu încearcă tu, fă-ți meseria ta. Și am mai avut o a doua șansă, adică și prima șansă nu a fost, a fost anulată, anihilată din faș. A doua șansă a fost, adică prima, de fapt, adevărată, a fost când preasfințitul Calinic, înalt preasfințitul Calinic, a venit la tata la biserică la Sfântul Gheorghe, unde eram și eu, solist fiind la operă în perioada aia, dar fiind într-o zi de sărbătoare și eu ceva de aniversat acasă, am fost și eu și am cântat Iubite voi Doamne, Tatăl nostru, acestea zice Domnul, lucruri, adică piese pe care tata vrea tot timpul să le-au. Dacă ar fi putut să țină slujba de mai multe ori să se repete ca eu să cânt, ar fi fost cel mai fericit. Și preasfințitul m-a auzit, după aceea s-au întâlnit la masă unde au fost, unde au la masă, și a spus, tate, zice, părinte, vi-l iau, îl fac diacon. Și tata zice, da, preasfințite, da, da, știți, am mai fost căsătorit și nu se poate. Îi dăm și dezlegare, facem tot, îl iau diacon. Și așa a rămas, să mă ia diacon. Dar solist fiind la operă, fiind la început, având niște calități pe care nu mi-e rușine să o spun tare, le aveam și le am încă, tata a spus, zice, nu, rămâi pe scenă. Pentru că el și-a dorit
cândva să fie cântăreț, să cânte, să fie pe scenă și nu a reușit. Eu eram împlinirea visului și prin mine a trăit ce a trebuit să trăiască dânsul. Da, da, da. Era foarte fericit de fiecare dată când auzea că am cântat, că am făcut, că când citea articole, dânsul a strâns toate articolele și pozele. Tot ce am cântat și tot ce am făcut sunt pe ancuri. Apropo de articol, avem aici un articol, este în limba germană, dar o să le spun telespectatorilor că este un articol în care se spune că domnul Ion Grigorescu vrea să construiască o biserică în localitatea sa. Și biserica este aproape gata, dar vă rog să-mi spuneți cum ați oprit. Am oprit pentru că tata e de vină. La 91 de ani, o lună și o zi, ne-a părăsit și nu am mai avut ajutorul, pentru că dânsul era cel care m-a ajutat efectiv aici. Noi fiind în Germania și venind numai în concedii, nu aveam cum să facem. Dânsul se ocupa de tot ce este, cum se spune, partea de birocrație, de bani, de tot. Dânsul se ocupa de toate, de organizare, și atunci când veneam aici, eu luam lucrătorii, urcam în mașină, mergeam acolo, făceam, pentru că este la 14 km în munte, spre Poalele Negoiului, pe Valea Topologului, de la Sălătruc în sus, pe Valea Topologului, și trebuia să iau lucrătorii din sat, să-i ducem acolo, Ileana să gătească, să spele, să pregătească tot, noi să muncim, și asta se întâmpla numai în concedii, pentru că nu aveam posibilitate. După ce n-a mai fost tata, nu am mai avut cum, și totul este acum la nivelul de ridicat, îi trebuie acoperi. Am strâns, avem clopotul, avem marmura care e depus acolo, avem frânghiile care se pun la ferestre și la, datorită unui bun prieten și bun credincios care se ocupă de restaurări și de biserici și de făcut, care atunci când au zis să mă ajute, este sculptor și soția este pictor, care s-a oferit să mă ajute la pictura bisericii. Dar nu suntem așa de departe. Acum, pentru că am venit în țară și sunt aici, o să încercăm să continuăm ce am oprit. Vreau să vă întreb dacă v-ați gândit cumva sau ați vorbit cu tatăl înainte care va fi hramul bisericii. Păi hramul bisericii există pentru că la începutul construcției se face sfințirea locului. Și au venit de la Râmnicu Vâlcea, de la episcopie, care din păcate nu s-au angajat în niciun fel și nu au vrut să se angajeze. Și nu am, din partea bisericii nu am primit ajutor decât a preotului Constantin Grigorescu și a celor de la, din parohia dânsului, care au contribuit fiecare cu ce a putut, cât de cât, și a prietenului meu de la București, Alexandru Siminic, și a soției Sanda Siminic, care cu trup și suflet și de fiecare dată au venit să facă ceva, să o ajute pe Ileana Sanda, Alexandru să, și la sfințirea locului se pune și numele bisericii, pentru că acolo unde o să fie masa în altar, unde să fie masa, sfânta masă, cum se spune, acolo se sapă și se pune o cădelniță, un pahar, un vas cu ulei, mi se pare, după ce se sfințește, după ce se face, și un cum ar fi o, cum se scrie, numele celor care, un pomelnic, titor, celor care au participat la pornirea lucrării. Și asta este acolo îngropată și biserica se numește Schimbarea la Față, pentru că asta este pe 6 august, da. Și este singura zi, singura sărbătoare mare când noi eram în țară în tot timpul, pentru că atunci era vacanța la teatru.
Da, da. Și de asta se numește schimbarea la față. Și aici au pus și aici la în articolul ăsta este vorba despre un concert de binefacere în localitatea unde stăteam, lângă Mainz, lângă Frankfurt. Locuiam undeva la țară, tot cu gândul la țară și tot cu la verdeață și la frumusețe, că de-aia mi-am dorit tot timpul să mă întorc în țară. Cei de acolo, din localitate, pentru că m-au cunoscut și că am cântat de câteva ori acolo, au fost încântați de ideea mea și am organizat un concert de binefacere și banii am folosit aici. Nu s-au strâns mult, 1000 și ceva de euro, dar oricum. Ca gest. Sigur, dar gestul lor a fost, da, într-adevăr. V-am întrebat de hram pentru că știu că uneori bisericile pot avea și un al doilea hram și m-am gândit că pe tata chemându-l Constantin. Nu m-am gândit. Poate la sfințirea bisericii atunci când se va sfinți, că știu că se dă hram. Da. Poate mai adăugați... Vedeți că nimic nu e întâmplător? Ne-am întâlnit și mi-ați dat o idee. Poate va fi de folos în amintirea tatălui dumneavoastră, da, pe care l-ați prețuit atât, da, de mult, da, și pe care, da, îl și avem în niște fotografii. O să vă rog să ni le arătați dumneavoastră și să ne spuneți, pentru că sunt fotografii din diverse etape. Asta este... Vreau să le arătați la cameră, să le vadă telespectatorii noștri. Da... Dar din cauza emoției s-ar putea să tremure fotografia. Nu eu. Aici este la căsătorie. Tata este preot. Și adică atunci când am început noua eră a vieții, noua perioadă din viață. Stai să le văd ce sunt. Vai ce poze mi-a. Asta e din Madama Butterfly. Asta este din Cavalerul Rozelor. Așa. Asta este din Nunta lui Figaro. Asta este tot din Cavalerul Rozelor. Acolo făceam 3 roluri, că aveam timp. Asta nu mai știu din ce este. Și nici n-am scris pe spate. Bineînțeles, sunt războinic. Așa sunt bașii. Totdeauna sunt bătrâni. Sunt războinici. Dacă nu sunt chei, li se pune chelie. Dacă nu au burtă, li se pune burtă. Dacă nu au cocoașe, li se face. Chiar dacă sunt mai frumoși decât tenorii, nu au voie să fie mai frumoși decât tenorii, îi facem totdeauna mai urâți decât tenorii. Dacă tenorii sunt mai bătrâni, îi facem... Aici este în Don Carlos și sunt... este călugărul. Brolul călugărului, care e... Așa. Asta este dintr-un concert, bucuria că s-a terminat, se citește pe măștile noastre, pe figurile noastre. Asta este din Freischütz, pentru că regizorii găsesc tot felul, au tot felul de idei să te facă cât mai urât, cât mai... Da. Și aici, în sfârșit, o poză unde arăt mai sunteți bine, frumos, puțin cam alb. Asta este din Rigoletto, Monteron. Da. Mai cântați, domnul Grigorescu? Da. Cânt și cânt cu mare drag. Unde? Asta este din Traviata, fotografia preferată a soției mele. Da, marchizul. În Traviata nu sunt roluri mari de vas. Asta este din... Asta este din Manon Lescaut. Și... sunt fără pantalon, ca așa a vrut regizorul, să mă dezbrace fetele pe scenă. Vă moștenește vreunul dintre copiii talentul? Da, dar au făcut dreptul. Asta nu știu din ce este. Astea sunt numai așa ca idee. Nici nu mai știu din ce sunt. Sunt multe.
trebuie să mă... Bineînțeles că eram... Cum vă spuneam, că așa sunt bașii. Totdeauna pe ei înșală nevestele cu tenorii în opere, chiar dacă sunt reci, chiar dacă sunt prinse, totdeauna pierd, dar și tenorii câștig. Da, și... Ați câștigat în viața reală. M-am câștigat în viața reală, da. Am câștigat bine în viața reală, da. A fost de partea mea. Unde cântați? Acum... știți că... Ca orice început, e greu. Am colegii, Daniela Vlădescu, de exemplu, este la Constanța, care m-a invitat odată să merg să cânt o răpirea din Serai, Osmin, sau Vărbierul, sau Zarastru, sau ceva, să cânt ceva, dar acolo totul se învață în germană, sunt în limba originală. Acum se cântă și la noi, dar nu toate sunt. Și în afară de asta sunt... Trebuie să le iau de la început, să le învăț. Adică să le învăț în română. Și mă bucur de liniștea asta care o am acum. V-am spus, e situl pe scenă pentru mine. Este stres, este emoție, este teama de public, teama de tot, tot ce se întâmplă. Să nu se, adică te gândești tot timpul, să nu fie ceva, să fie bine. Asta este un mare, este un mare avantaj, dar pentru public, dar pentru noi este un mare defect să fii foarte, foarte, foarte sever cu tine. Pentru că nu-ți îngădui nimic. Și orice greșeală încerci să o corectezi. Încerci să o... Și dacă este nouă, cei după scenă avem impresia, dacă se întâmplă ceva cât de mic, ai impresia că este o veșnicie până îți vine textul sau până ai descălcit ce deși s-a întâmplat. Publicul nici nu știe nici că nu s-a știe, întâmplat. Sau muzical. Sau, de exemplu, în loc să cânti, eu știu, o doime, tu cânti o pătrime. Sau faci, sau ai sărit textul. Sau au fost, de exemplu, momente când nu mai știu cine a cântat. Asta e din cei dinainte, vorbesc de cântăreții vechi, mari. Goangă, mi se pare, Dumnezeu. Așa pe maestru Goangă l-am cunoscut. Petre Ștefănescu Goangă l-a cunoscut când eu intram în facultate, el era profesor încă. Și a uitat textul și a cântat tot ce a avut de cântat. Nici Dumnezeu venit din cer, nu ar putea să mi te ia, nici Dumnezeu venit, până s-a terminat aria. El n-a mai cântat altceva. alt text nu i-a mai venit. Da. Sau, adică este emoția, este... emoțiile, nemții zic lampă, adică febra lămpilor, luminilor și luminilor de scenă. Și, dar atunci când se ridică cortina, este un sentiment extraordinar de plăcut. Vin din sală, este un miros care nu se poate confunda cu nimic. Din sală vine un val de aer. Atunci când s-a ridicat cortina, aerul se mișcă. Și vine din sală mirosul de om, de căldură și de parfum. Extraordinar, un miros fantastic, pe care îl inspir cu multă plăcere. Și aplauzele și tot ce se întâmplă îți dau curaj. Adică îți dau puterea să mergi mai departe și să... Văd alături un pian, cântați la pian? Ar trebui să cânt. Dar așa cum mi s-a spus mie în ultimul timp și mai înainte, că sunt superficial în anumite privințe. Am făcut pian și în liceu și la facultate. Dar nu, știu să... Știu claviatura, acorduri și astea, pentru ce am eu nevoie suficient, dar să cânt, nu. Dar dacă vă rog să cântați pentru telespectatorii noștri ceva dintr-un rol care vreți dumneavoastră și oricât de puțin. Problema este că trebuie să mă gândesc ce. Ce vreți dumneavoastră, așa, ca să încheiem pe imaginea aceasta de cortină, de scenă, așa cum ne-ați spus. Da. Până mă gândesc, am să mai fac un lucru, am să vă spun cum am ajuns la Curtea de Argeș. Da, nu eram hotărât să ne întoarcem în țară, vroiam să mă întorc în țară,
Soția, pentru că este capricorn și foarte atentă unde calcă, știți, să nu calce, să alunece după stâncă sau așa, nu voia să plece pentru siguranța și pentru tot ce avem acolo. Dar pentru că ieșisem la pensie și financiar nu mai aveam probleme, eu mă gândeam să mă întorc în țară și întâmplător, soarta m-a trimis să vizitez pe cineva pe care nu mai văzut de 17 ani de zile. Aceeași persoană datorită căruia am cumpărat locul de la munte unde avem casa și unde toate concediile ne-am petrecut acolo. Și după atâția ani de zile, pentru că el nu mai stătea la munte, stătea aici, stă aici undeva la noapte și Paul Rudeanu îl cheamă, fusese cavanier acolo la munte, m-am dus să-l văd. L-am văzut, deci după atâția ani de zile. Și în drumul de întoarcere, cu mașina am văzut aici, ați văzut cum este intrarea, sus, în vârf de tot, cum am văzut și de ce m-am uitat încoace, nu știu, un afiș de vânzare. Mi-a trebuit un timp până am frânat și până m-am gândit că vreau să văd. Nu știu de ce. Am venit, am ajuns aici la poartă, casa era ridicată, era la roșu, cum se spune, fără ferestre, fără decât acoperișul și zidurile. Normal nu era nimeni în curte, nu se lucra, nu se făcea nimic. M-am urcat pe scara mașinii, având o mașină de teren, să văd în curte. Și în momentul ăla este cineva, vă pot ajuta cu ceva? Cel care construise și trecuse pe aici să ia ceva. Și zic, mai de vânzare? Ce da. Și așa am văzut-o. După o săptămână, că soția era plecată în Germania, că niciodată nu avea concediu cât mine, venea la început și pleca în Germania cu avionul și venea înapoi și plecam împreună la când se termina concediul meu. Și când a venit, când m-am dus și am luat-o la aeroport, a venit și a văzut, erau numai pălării, iarbă și astea în curte și resturi de la zidit, de la construit. Și a văzut-o, că am insistat, și zice, o luăm. Ceea ce nici eu n-am crezut. Da. Și așa am ajuns aici. Întâmplător. Nu cred că întâmplător. Cred că de acolo, de Da, cineva asta zic. de sus, Da, în așa. momente cheie ale dumneavoastră, pentru că atunci când ați căzut de pe munte, întâmplător, cum spuneți dumneavoastră, era cineva care M-a v-a auzit, auzit, da. atunci când v-ați întors de la noapte și ați văzut anunțul, întâmplător, Da. era cineva care se afla în curte în acel Da, moment. așa este. Exact. De fiecare dată a Și fost ceva. deloc întâmplător, doamna Ileana a dat un răspuns pozitiv. Da. Sau, de exemplu, când a fost cu viza în Germania. Întâmplător, cineva de acolo, după 2 ani de zile de luptat pentru viza asta, cineva de acolo, dintr-un birou, ne-a chemat și ne-a spus, singura soluție este să vă duceți în țară să faceți o cerere de reîntregire. Da, dar nu este posibil. Cum? Că noi suntem... Zice, este singura soluție. Și așa a fost. Întâmplător, cineva ne-a învățat de bine. Și întâmplător sau nu, mă bucur foarte, foarte mult că astăzi am stat de vorbă. și bineînțeles că n-ați uitat Nu, n-am uitat. Dacă credeți că se poate. Oricât de puțin. ce să cântăm noi să nu se plictisească nici lumea, că o opera fără acompaniament e mai greu de cântat. Asta o cântăm noi când stăm acasă, când ne pregătim pentru... Atâta cât cântați dumneavoastră, nu știu, cât puneți zahăr în cafea până se topește un cubuleț de zahăr. Ce aș putea să cânt ca să și sune vocea, pentru că am vorbit și mult și înainte să veniți m-am jucat la cu zăpada. M-am jucat cu zăpada. Ce ai spus? Vă dau cuvântul meu de onoare că la asta m-am gândit. Incredibil. Asta înseamnă suflete perechi. Incredibil. Da. I-am zis că este foarte periculoasă. Citește gânduri. Da. Als Büblein klein an der Mutter Brust hob heißer bei Regen und Wind,
Da war der sich schon meine Lust, denn der Regen, der regnet jeglichen Tag. Komm, braune Hanne, Herr, reich mir die Kanne, Herr, füll mir den Schlauch. Lösch mir der Kehle Brand, trinken ist keine Schand, Bacchus trank auch. Ja, Bacchus trank auch. E mult mai jos decât tonalitatea, dar mi-a fost mai comod să cânt direct decât să-mi iau tonul. Vă mulțumesc frumos, da, pentru că ne-ați primit în casa dumneavoastră și ne-ați depănat amintiri. Poate nu v-a fost tot mai ușor cu unele dintre ele. Deloc. Dar vă mulțumesc mult și doamnelor și domnilor, sper din suflet că v-a făcut și dumneavoastră aceeași plăcere și ați ascultat cu aceeași bucurie cu care am ascultat eu depănarea unei povești frumoase de viață. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Sunt Aurora Sărărescu și până atunci toate cele bune tuturor!